Eu spun altceva. Eu spun altceva. Indiferent de ce se va întâmpla, consider că galeria a susținut până acum clubul singură, aproape singură, și că, în mod normal, clubul ar trebui să revină galeriei înapoi. Dacă clubul revine galeriei înapoi, eu spun povestea mea, clubul revine galeriei înapoi și galeria știe ce are de făcut vis-a-vis de negocierea cu foștii jucători și se ajunge undeva la un 150.000 de euro cu taxe cu tot, maxim 200.000 de euro, există oameni care pot să vină lângă Dinamo, dar toate lucrurile astea trebuie să se întâmple foarte repede. Deci povestea că vin banii până la sfârșitul anului, v-am zis atâta, eu sunt adeptul cifrelor și realului. Atâta timp când nu sunt banii, consider că e doar iarăși o poveste. Deci, practic, le cereți la cum se poate, să pună în plan secund promisiunea asta a domnului Contasero și să meargă pe ideea lor că... Eu am spus, v-am zis, am spus și public domnul Contasero că dacă nu poate să finanțeze acest club, ideal ar fi să cedeze acțiunile suporterilor. Dânsul a venit la ședință ieri, am văzut că a declarat peste tot că o să vină banii. Știți bine, repet, a 10-a oară, că au fost nu știu câte promisiuni de acest gen. Este greu să crezi în lucrul ăsta. Este greu să crezi că cineva care nu a adus bani până acum poate să-i aducă în continuare. Deci eu personal, lăsați-mă să mă îndoiesc 99% de lucrul ăsta.